Cea de-a treia etapă a caravanei România Continuă, proiectul Dunărea, a debutat într-un loc plin de istorie. La Vișegrad a fost întemnițat mai mulți ani Vlad Țepeș. Acest oraș, situat pe malul Dunării, a fost ales și de Matei Corvin drept reședință de vară. Considerată sângele Europei, Dunărea a demonstrat încă o dată că unește oameni asemeni folclorului. M-am simțit foarte bine și a fost foarte plăcut. Am văzut ce bine dansează artiștii români. Eu dansez de foarte multă vreme și îmi place și m-am gândit să studiez pe mai departe. Pentru noi este un sentiment de mândrie și ne simțim foarte bine atunci când venim într-o altă țară și ne prezentăm dansurile și tradițiile noastre din Bistrița Năsăud. Ce înseamnă folclorul pentru tine? Pot să spun totul. Este foarte emoționant să transmiți acest lucru, pentru că ești român și poți să spui că este o bucurie să poți duce portul românesc mai departe. Proiectul colaborare cu TVR Cluj este un proiect de suflet și pentru noi. Ne bucurăm să fim aici pentru că, iată, este o punte de legătură între, așa cum s-a spus, între noi și aceste ținuturi extraordinare unde ne simțim, vreau să spun, ca acasă. Eu sunt încântată și este un semnal că este bine în lume și este pace. Caravana este un proiect inițiat de TVR Cluj în colaborare cu toate studiourile teritoriale. În Ungaria se află și jurnaliștii TVR Târgu Mureș, în timp ce colegii de la Timișoara realizează intervenții în direct din Serbia. De asemenea, o echipă TVR Cluj a ajuns în Germania la Donaueschingen. Este o inițiativă extraordinară a studioului teritorial Cluj și a televiziunii naționale, aceea prin care, iată, punem în lumină neamurile ce, cu voia lui Dumnezeu, iată, sunt vecine cu acest fluviu care reprezintă fără îndoială coloana vertebrală a Europei și, sigur, putem prin acest proiect să cunoaștem mai bine tradițiile. Programul Caravanei este compus din transmisiuni în direct, care vizează promovarea celui mai important fluviu al Europei. În plus, sunt aduse în discuție modalitățile în care Dunărea să aducă și mai multe beneficii țării noastre. Să nu uităm că Dunărea are un rol extraordinar, acela de a face legătura cu tot ce înseamnă zona maritimă la nivel de Marea Neagră, la nivel de schimbare a opticii legată de transportul rutier. Jurnaliștii TVR vor continua drumul miercuri la Szentendre. Etapa se va încheia joi, odată cu emisiunile de la Budapesta.